Vicky Moldovan a jucat și în Coana Chirița, de da. Profesorul. Am o fotografie aici și doresc să o, să o vedeți. Este o fotografie împreună cu Luluța și Meșii Charles. Era Vicky Moldovan, un spectacol pe care l-am jucat ani și ani de zile în regia lui Horia Popescu, în care juca tot teatru, aproape tot teatru. Și regretata Silvia Popovici o juca, cum am spus, pe Luluța, era Draga Olteanu Matei, care o juca pe Coana Chirița, Bibanu Demrădulescu juca pe Ion, apoi Guliță, care juca Gheorghe Popovici Poenaru, împreună cu Grigore Gonța, au jucat la un moment dat Valeria Gagealov, Alfred Demetriu, Coca Andronescu, Rodica Popescu Bitenescu, Marian Hudac, Cosma Brașoveanu, Ileana Stana Ionescu. Era o distribuție cu care noi ne-am prezentat. Tu, Angela, probabil, nu probabil, sigur îți aduce aminte, am fost la Teatrul Națiunilor din Paris, unde a fost un succes. Elvira Popesco și cu Siegfried și cu alți oameni de teatru, Nina Diaconescu, au venit în culise la noi și au spus ovațiile care au fost, n-au fost gratuite, că nu v-au aplaudat neapărat cei 20 sau 30 de români care au participat, ci Franța, francezii au fost uluiți de bucuria, de altfel cele mai minunate cronici pe care le-am citit la vreun spectacol în România și la Paris, și eu culeg și materiale legate de cariera, de meseria pe care am făcut-o eu. Cel mai frumos turneu a fost turneul de la Paris, unde succesul a fost absolut excepțional. Și Vicky juca pe Monsieur Charles. Mai vreau să arăt o fotografie, dacă îmi permiteți, vreau să trec la Angela, ca după aceea să continuăm. O fotografie pe care eu o iubesc, pentru că aici este o piesă pusă de Mihai Berechet, în care Vicky Moldovan, pe care îl vedeți, îl juca pe tatăl băiatului meu, adică a lui Florinel Piersi Junior, care atunci era student la Institutul de Teatru, așa, și piesa se numea Drumul Singurătății. Prima lui apariție a lui Florinel, alături de cine? Chiar de Vicky Moldovan, la Teatrul Național Caragiale. Mergem înainte. Așa, vreau să spun repede o întâmplare la care țin foarte mult, legată și de un document scris. Faptul că, cum s-a născut spectacolul Heidelberg o dată în dată, vreau să vă spun că Chirile Economu m-a luat și m-a dus la birou la Zaharia Stancu, un director extraordinar, nu știu dacă a avut de două ori a fost directorul Teatrului Național cu o întrerupere. Vreau să vă spun că m-a dus la dânsul la birou și mi-a spus fraza, nu uit niciodată, a spus așa: măi, am auzit că tu ești un băiat cu idei. Nu am matineu. Înșirte mărgărite cu Florin Piersic au început să scadă. S-au jucat 6 ani la rând. Nu am matineu de succes. Ce propui? Eu zic, Heidelbergul de altă dată. Zaharia Stancu a spus, ieși afară. Am ieșit afară. A doua zi, aceeași frază. Mă, Chirilă mi-a spus că tu ești un băiat cu idei. Chirilă Economu, dar îi spunea Stancu, Zaharia Stancu îi spunea Chirilă. N-am matineu și vreau un matineu pentru Florin Piersic. Ce să... Heidelbergul de altă dată. Ieși afară. Asta a fost a doua oară. A treia oară, când am intrat, a spus așa: spune-mă, de ce propui tu Heidelbergul altă dată? Păi, domnul director, tovarășe director, așa era atunci, vreau să vă spun că copiii care s-au îndrăgostit de Florin Piersic și Irinca Tomoroveanu 6 ani, acum au crescut și vreau altfel de amor. Da, mă, ai dreptate. Dăm distribuția. O ai? Nu. Dar o scriu acum cu creonul. O am aici, am scris-o cu creonul, Zaharia Stancu a bifat toată distribuția și a iscălit-o. Ăsta e un document la care eu țin foarte mult, pentru că ăsta e spectacol.
istoria teatrului, asta e frumusețea. Când cineva spune ce faceți, vă aduceți aminte, pe din ce să ne aducem aminte? Noi suntem la o vârstă când vrem să ne aducem aminte. Această hârtie a fost înaintată directorului Zaharia Stancu, care jos aici, vă rog să o rogați, este Z. Este scălită aprobarea distribuției. Povestește Vicky mai departe și eu am să arăt niște fotografii din Heidelbergul de altă dată. Singurul lucru trebuie să spun că un moment emoționant a fost când în loja actorilor care a imediat lângă scenă, Victor Eftimiu s-a ridicat în picioare și a cântat odată cu studenții din scenă O vis al vieții studențești la Heidelberg. Acum se întâmplă următorul lucru. Era o perioadă în care spectacolul a plăcut foarte mult și a intrat oarecum în istoria Teatrului Național, pentru că a fost foarte, foarte iubit de public. S-a jucat de 275 de ori. Turnee în țară, la Iași a fost un succes, 4 spectacole în 2 zile și pentru că eu aveam grijă ca Florin să nu ia razna cu autografele și cu iubitorii. M-am dus la hotel, la telefoane și am întrerupt telefonul. Și pentru că el se mira că nimeni nu îl caută, i-am spus secretul meu și el a fost învoit, după ultimul spectacol, să dea autografie și am și anunțat în sală că Florin dă autografie. Aici este o fotografie pe care vreau să o arăt, în care Ilinca Tomoroveanu, această căprioară a Teatrului Românesc atunci, și eu, alături de regizorul nostru drag, de prietenul nostru, Vicky Moldovan. Vreau să mă întâlnesc cu minunata Angela Moldovan, soția ta, cântăreața fără preț și fără egal pe care o are și a avut-o și o să o mai aibă România. Dragă Florin, voi ați povestit amândoi aici și eu v-am însoțit cu gândul, pentru că toate acestea s-au petrecut pe lângă mine. Când ați vorbit despre superba piesă cu Chirița și cu acea distribuție extraordinară, eu am văzut toate spectacolele, bineînțeles, în sală, dar primul spectacol la care am venit, eu știu că piesa vă dădea voie cumva să ieșiți puțin din pielea personajului rigid scris pe hârtie, pentru că era, de fapt, nu era Chirițele, cunoscutele Chirițe ale Alexandrei, ci era o prelucrare a lui Tudor Mușatescu, mai altfel. Și eu era superb, puteam să-l văd de 100 de ori. Da. Și stăteam liniștit așa, nu știu prin ce întâmplare, că nu prea îmi place să stau în rândul întâi, dar de data asta eram în rândul întâi. Și mă uitam la Piersic Florin, care spunea fel de fel de lucruri care nu le spusese cu un spectacol mai înainte. Își permitea orice și odată să uită. Eram rezoner. Da, era odată să uită spre mine așa. Și spune așa într-o rimă populară perfectă, zice, și aici și iată și fetița care umblă cu blândița, ce la moldovan. Și eu m-am făcut mică, mi-a fost, zic, aoleu, am stricat piesa, vai, ce o să spună lumea. Lumea a aplaudat teribil de tare și iată-mă participantă la acest spectacol, fără să vreau. Dar multe alte spectacole pe care le-am văzut cu tine, Florin, și care rămân, cred că întipărite în mintea mea, pe lângă cea a tuturor spectatorilor care te-au văzut, dar în mintea mea vor fi neșterse. Și știu, de la începuturile căsniciei mele cu Victor Moldovan, știam de prietenia care ți-o poartă și de dragostea și admirația pentru tine ca actor și pentru tine ca prieten, deci eram și eu pe lângă voi. Și de aceea când am aflat de la tine că știi că sunt invitat să plec în Israel într-un turneu și eu te-am propus să mergi cu mine. Și avem amândoi un recital.
Da, zic, și cine mai vine? Câți mai sunt? Cum? Zice, păi numai noi suntem, numai noi doi și avem o invitată pe Ana Seleș, dar ea va avea cu mine un număr și pe urmă ia puțin, dar totul se bazează pe noi. Undeva am intrat în panică, zic, stai puțin, Florine, că acolo eu mai fusesem în Israel și știam cum e și cum reacționează publicul la români. Și zic că un spectacol mai puțin de 2 ore nici într-un caz nu o să fie. Nu îți face probleme, zice, ne întâlnim, punem pe hârtie tot ce faci și am pus pe hârtie. Eu sigur că nu puteam să cânt numai muzică populară. Florin putea să spună orice pe lumea asta, pentru că lumea tot rămânea încremenită și cu gura căscată. Nu, nu te laud, nu te laud, dragă. Dimpotrivă, uite, chiar acum aveam de gând să spun ceva de tine care nu o să-ți placă. Nu o să-ți placă. Pentru că asta ziceam, că tu veneai în scenă și aveai pe hârtie notat povestea cu spectacolul nu știu care. Și până începeai să le spui fel de fel de întâmplări pe care și eu, stând la Arlechin, așteptând să vină rândul, stăteam și mă uitam la tine pierdut așa, deși poveștile alea le mai auzisem de câteva zeci de ori. Tu le spuneai cu atâta șarm încât eu îl ascultam în versiunea acestei povestiri, că nu spuneai de fiecare dată chiar la fel. Și eu credeam ultima versiune. Zic, așa e, precis. Deși știam povestea de atâtea ori. Și rămâneam așa și eu stâlpit acolo și venea impresarul disperat că el plătea sala, plătea sala până la ora H. Da. Și să plătea mult, eu vorbesc de un anumit spectacol, cel de la Ala Tarbut, da. Sală unde de 3.000. 2.200 de oameni. Ai, îți spun eu că eu am mai fost între timp, da. Și eu am mai fost. Dar ce omenire era. Nu, în orice caz era o sală imensă. Dacă tușea unul, cădeau toți pe burtă. Costa enorm de mult, da, această sală. Lumini, da, personal și așa mai departe. Da. Și el era îngrozit că să nu depășim cumva, să nu plătească mai mult. Și venea Teșul și îți făcea semn. Afară, ieși afară. Și Piersic le spunea, vreți să ies? Că uite, mă cheamă... Nu, cum era să spună, pleacă. Da. Și eu abia atunci mă trezeam. Fie că eram îmbrăcată în rochie. Te întrerup, dacă tot ai povestit asta. Da. A intrat Teșul, tu nu-ți aduci aminte, dar ți-aduci aminte. A intrat Teșul în fața publicului și a spus, nu pot să plătesc sala, ești nebun. Tu îți dai seama, o să treacă, n-a intrat Angela. Și tu încă vorbești și reciți la public. Trebuie să ieși. Și zic, bă, nu-i nicio problemă. Ce plătești? Lumina, în primul rând. Zic, plătești lumina? Punem lumânări, aduceți lumânări. Exact. Sala, știu că ai spus asta, dar a fost extraordinar. Un turneu extraordinar. Intram și eu, dar nu odată. Intram de mai multe ori. Aici era povestea că făceam diferite roluri. Îți amintești de rolul grozav care mi l-ai oferit să fiu unul dintre elevii lui Marius Chirș și Rostogan. Eu eram unul din Prostovanie, eram și eu. Da. Și pe care îl știu și acum. Rolul de tâmpiți e extraordinar. Da, Angela, dacă mai ții minte, cum e pământul, mă, cum zice? Mare, domnule! Pe dracu, mare, o măsura măta să vază mare pe lângă altia aștre, cum e Lunară, Saturnus sau Neptunus, au Jupiter, pământul nostru dor, e o scârbă, mă. Nu e vorba de mare, mă, Prostovan, e vorba cum îi se învârtește. Se învârtește, domnule. Păi dacă se învârtește între colțuri Prostovani. Nu, rotund. Păi vezi, așa e loză. Da. Și mai dădeam și niște clepsi da, peste cap, machiate, cu pantaloni scurți, mă, râdea lumea. Și cu o percuță așa de băiat. Și era trăit în Ardeal. Vă dați seama că aveam... Vorbeam foarte bine, Ardelenești. Vorbește despre tine, lasă povestile. Da, și în spectacolul ăsta cântam și o arie de operă. Da. Deci aveam diferite posturi foarte importante și eram și eu unul dintre cei doi protagoniști cu rol principal. Și mi-era frică că nu mai apuc să mă le fac pe toate, că Florin lua tot. Asta a fost singurul lucru care ți l-am reproșat, Florine. Altfel, nimic din ce ai făcut tu, ci dimpotrivă mi-ai adus numai bucurii.